A nins un pic. Bună dimineața, oameni buni, și bine ați revenit la Aventura TV. Dimineață destul de rece, de martie. Ne apropiem de jumătatea lui martie. Și vreau să vă spun că astăzi vă invit la o tură prin Ciucaș. N-am fost în Ciucaș iarna, am fost la concursuri de profil de schialpinism, dar n-am fost la tură niciodată. Este pentru prima dată când vin și fac împreună cu dumneavoastră o drumeție în munții Ciucașului. Cel mai înalt masiv muntos din grupa sudică sau de curbură a Carpaților Orientali. Da, traseul ales de noi împreună cu colegii de la club, respectiv Mihai, Petre, Dobra și cu Darius, este urcuș pe Valea Berii, pe traseul marcat cu crucea albastră. Vom ajunge la cabana Ciucaș, unde cel mai probabil o să savurăm o cafeluță, după care ne îndreptăm spre vârful Ciucaș, cota maximă a masivului, 1954 metri. Ca să puteți asocia mai bine, aduceți-vă aminte de moartea lui Stalin, care s-a petrecut tot în martie 1953. Mai puneți încă o cifră în plus și atunci modalitatea de a reține altitudinea masivului Ciucaș este mult mai simplă. Am făcut și eu o paranteză, nu știu dacă îți găsește locul acum sau aici, dar nu-i rea. Bun, da, starea zăpezii văd că este bună, cel puțin aici jos, este zăpadă pulver, căzută cel mai probabil ieri, dar sunt și destul de multe mașini parcate, asta înseamnă că este și destul de multă lume care merge pe sus, foarte probabil drumul spre vârf, cred că a fost deschis ieri, dar este lume care merge și astăzi, așa că nu ne prea facem probleme în această privință. Referitor la vreme, la timp, vreau să vă spun că s-a anunțat ok astăzi, cam atmosferic, soare și trag nădejde că o să vă arăt nu numai peisaje minunate din Ciucaș, ci și de la celelalte masive din jur, respectiv Bucegi, venind încoace Baiului și mergând încolo spre Carpații Curburii, poate chiar putem vedea și din părțile centrale ale Carpaților Orientali și, de ce nu, și pe părțile nordice. Așa că începem drumeția pe Crucea Albastră, pe Valea Berii, popas la cabana Ciucaș și după aceea mai sus vedem, o să intrăm în banda roșie și vedem cum stau lucrurile spre vârf. De fapt, pentru asta am și venit astăzi, ca să facem vârful și să ne întoarcem pe șaua Tigăile și să revenim la cabană pe aceeași vale pe care v-am amintit-o.
După o oră și un pic de mers, am ajuns la cabana Ciuca, și oameni buni, peisajul este de vis. Încă se mai ridică nord din vale, dar sus în zona alpină, turnul Goliat, creasta principală a Ciucașului, se văd bine. Și eu trag nădejde că mai târziu lucrurile se vor mai liniști, adică plafonul de nori se mai împrăștie, astfel încât să putem să ne bucurăm de tot ceea ce este în jur, fiindcă este păcat. De ce spun asta? Datorită faptului că iarna, întâlnim greu astfel de zile cu vizibilitate bună, cu stabilitate atmosferică și cu peisaje de nedescris. Ce să vă spun, am avut o iarnă dificilă, în sensul că aproape că n-a fost weekend fără vânt, fără viscol. Puține au fost cu vreme cât de cât stabilă și nici acelea în toate zilele. Adică ori a fost viscol sâmbătă și frumos duminică, ori invers, ori vineri și frumos sâmbătă și așa mai departe. Dar astăzi se pare că lucrurile arată un pic mai bine și că ne vom bucura de peisajele din jur, atât încolo spre meridional, spre zona vestică, cât și încoace spre est și nord, pornind spre Carpații de Curbură, iar după aceea mai încolo spre cei moldo-transilvani. Nu sunt sigur dacă se vede până spre grupa nordică a orientalilor, însă sperăm.
cabana Ciucaș, uite pe aici. Ăsta e traseul de iarnă. Da, e traseul de iarnă. Da. Vârful Ciucaș Or, bandă roșie. Asta e. Da, 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 asta e, pe acolo e revenirea, pe de Bratocea. Și Șaua Tigăilor? Nu, aia e, coboară în Șaua Tigăilor acolo și vine, vine încoace, știi, pe, pe la baza turnului Goliat. Frumos! Frumos, dar
Vreau să vă zic că dacă n-ar fi fost, stai să mă dau un pic așa că îmi bate soarele chiar în cameră. Dacă n-ar fi fost urme tăiate, complicat de a fi atins vârful, pentru că zăpada este destul de mare și destul de greu de bătut urmă. Da. Babele din apropierea Sfinxului. Mă scuzați, babele din apropierea vârfului. Se văd chiar foarte bine undeva spre nord cum privim noi în această direcție. În depărtare să știți că n-am ce să vă arăt. Ceață și nord din ăsta de joasă altitudine care ne încurcă priveliștea. Ar fi fost frumos să fie vizibilitate bună, fiindcă avem ce vedea și vă spuneam că aceste zile sunt destul de rare în ceea ce privește nu neapărat turismul montan, dar activitățile montane în general. De regulă, vremea este în general instabilă și cu greu găsim zile minunate. Da. Echipa este în spatele meu. Cum spunea un cunoscut sportiv român, este motivată, este hidratată, este alimentată, este în bulan mai pe scurt. Da. Și de-a lungul încă 30 de minute sper să mai savurăm câte ceva de prin peisajele Ciucașului, iar într-un final sus să ne bucurăm de altitudinea maximă a acestui masiv muntos, despre care vreau să fac câteva precizări geografice, cum am tot obișnuit să fac mereu. Este cel mai înalt masiv muntos al grupei sudice a Carpaților Orientali, hop așa, cum o cunoașteți dumneavoastră, sau mai nou a grupei Curburii. Masivele de prin preajmă în spatele meu nu se vede, dar ar fi trebuit să se vadă. Am să pornesc de la Valea Prahovei cu creasta munților Baiului, după aceea revenim în Ciucaș, care are o textură a substratului asemănătoare cu bucegiul, este și considerat fratele mai mic al bucegilor, în sensul că este alcătuit din conglomerate, adică acest pietriș și nisip cimentat pe cale naturală de-a lungul a milioane și milioane de ani. Iar mai spre est, tot continuăm cu munții aceștia specifici Carpaților de Curbură, respectiv munții Siriu, munții Penteleu, Podul Calului, munții Vrancei, puțin mai spre nord, aproape de culoarul Oituzului.
1954 metri, oameni buni, chiar în spatele meu, vârful Ciucaș, cota cea mai înaltă a masivului cu același nume. După cum observați, nimic spre est. În schimb, avem ceva priveliște spre vest. Cred că se vede mai bine masivul Bucegi și foarte puțin am văzut mai devreme din munții Baiului. Între timp, mai degrabă zis, cât timp am schimbat camerele, plafonul de nord s-a și ridicat din vale și a obturat oarecum priveliștea spre munții Baiului, primii munți pe care îi întâlnim în Carpații Orientale, cum venim dinspre Valea Prahovei și intrăm în Carpații aceștia de curbură, grupa sudică a orientalilor. Da, lume multă, circulă lumea, dar s-a și meritat pentru că a fost o zi splendidă, chiar dacă nu-s priveliști de cine știe ce de văzut, dar faptul că acest calm atmosferic ne-a ajutat și starea zăpezii bună, asta este un imbold pentru a face drumeție și pentru a urmări din timp evoluția meteo, pentru că este păcat dacă tot venim aici să nu și vedem ceva. De asemenea, spre nord, spre Transilvania nimic, spre sud nu mai vorbesc, dar măcar sudul, după cum observați, ne împrospătează sufletul cu o minunată mare de nori. Asta înseamnă că plafonul s-a păstrat toată ziua la altitudinea de 1400-1500 de metri. Numai așa, din când în când, din capetele văilor, s-au mai ridicat mase de nori spre zona montană înaltă. N-aveam în plan să facem acest lucru, dar o să mai stăm de vorbă pe traseu, în sensul că ne-am hotărât să facem un fel de circuit, adică să coborâm până în Șaua Tigăilor, iar de acolo să venim pe curbă de nivel, adică să revenim la cabana Ciucaș. Însă până atunci va trebui să traversăm această grupare de nori și pe care să sperăm că o vom face cu bine, fiindcă poteca spre partea aceasta vestică a Ciucașului nu este așa de bine conturată cum a fost cea dinspre sud. Dar mai stăm de vorbă pe traseu. Până una alta ne mai bucurăm de câteva imagini pe care le putem observa numai de aici, de la cota de 1954 metri, cea mai înaltă a masivului Ciucaș.
Tocmai ce am trecut de Șaua Tigăile, oameni buni, și după cum observați, am intrat într-o ceață de ai vizibilitate la aproximativ, cu mare indulgență, 50 de metri. Înainte de Șaua Tigăile, pe partea dreaptă, sau pe mâna dreaptă, sau mai corect spus, mai spre nord, am avut niște imagini frumoase cu Moșul și Baba, două formațiuni conglomeratice destul de interesante și cunoscute în masivul Ciucaș. După care, din Șaua Tigăile, practic, traseul se bifurcă spre mai multe direcții. Spre vest se continuă spre pe culmea Bratocea, până în Șaua cu același nume, iar încoace spre est, pe Cruce Roșie, cotim pe traseul de care merge pe sub vârful Ciucaș, pe curbă de nivel oarecum, până la cabana Ciucaș. Zăpadă mare, viscolită, mai ales pe văi, dar pe muchii este un pic mai acceptabilă. Partea cea mai deranjantă, dacă mă pot exprima într-un astfel de mod, este faptul că e ceață peste tot, nu se vede nimic, deși ar mai fi fost lucruri interesante de văzut, mai ales pe abruptul acesta sudic al muntelui Ciucaș, al vârfului Ciucaș, la un moment dat și turnului Goliat era frumos și spectaculos de văzut, dar fac o promisiune solemnă în sensul că n-am să vă dezamăgesc altă dată. Până una alta, o mai ținem așa prin ceață, pe această curbă de nivel, care tot urcă și coboară, dar nu urcușul de speriat. Vom ajunge la confluența cu traseul care duce spre vârf, direct pe bandă roșie, iar de acolo pe un plat destul de relaxant până la cabana Ciucaș. Unde, alături de colegi, o să savurăm o ciorbă de burtă. Am să vă divulg și un secret, în sensul că, nefiind cu mașina astăzi, mi-am dorit să beau o pălincă bună de la fratele Petre Preda, care niciodată nu ne dezamăgește, întotdeauna vine cu lucruri de calitate. Cea de astăzi chiar a fost bună. Și o să mai tragem cât un gât așa înainte de masă, după care mergem fiecare la casa lui. Mulțumiți că eu zic că am făcut o treabă frumoasă astăzi, cât de cât așa în linii mari. Ne-am cam încadrat în ceea ce ne-am propus să facem, dar nu asta e important, ci peisajul în sine. Fiindcă asta îmi doresc foarte mult să transmit tuturor celor care mă urmăresc și ne urmăresc, să găsim momentul oportun să facem astfel de trasee, să ne alegem rutele corecte, să ne alegem vremea favorabilă, fiindcă acum avem variante căcălău măria ta, cum se spunea în timpurile de demult. Și da, să ne punem la punct cum trebuie o astfel de tură, fiindcă nu o să regretăm. Muntele rămâne aici și chiar dacă nu avem ce ne trebuie, rămâne să venim altă dată, când suntem într-o formă bună și când toate condițiile necesare sunt întrunite. Hai, salut! Încotro? Pe aici, prin zăpadă. Nu vă duceți la vârf? Am fost. Ați venit de la vârf și vă duceți încolo spre Șa? Aveți mașina la Bratocea? Da, da. Am înțeles, da. Păi, mai aveți un pic de notat. Da, nu-i bai. Da, ai timp destul, că e ziua lungă. Da, erau urme, de ce să, da, să rămână? Erau cam de ieri. Pa da, au trecut în fața dumneavoastră, cred că v-ați întâlnit dumneavoastră cu ei, nu? Da, dar nu erau cu noi. Da. Da, 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 la cabană. Thank you.
Încheiem aici pelicula noastră montană de astăzi, oameni buni, împreună cu colegul și fratele de suferință, Alex Dobra, cu care am mers cea mai mare parte a drumului astăzi și cam tot depănat la povești, el de ale lui, eu de ale mele. Cert este că am pierdut un schi frumos astăzi, așa-i? Da, da. Zăpadă proaspătă, era ideal, dar noi am fost la Bocanc, ne cam ofticăm așa un pic, da, da. Da. Și a fost gașcă mare și nu puteam unii pe schiuri, unii pe Bocanc, nu puteam merge. Da, am hotărât să mergem, da, cu toții grupați, cu Mihai, cu Petre și cu Darius. Dar a fost, overall a fost o tură frumoasă, o tură reușită, un circuit pe care l-am ales nu foarte hotărât la început, în sensul că doream numai să urcăm pe vârf și după aceea să revenim la cabană, dar când am văzut că lucrurile se schimbă în zona înaltă, am zis hai să facem un circuit, să continuăm pe banda roșie până în șaua, șaua cum spune? Bratocea, nu? Bratocea, da? Bratocea, da, până în șaua Bratocea. După care am revenit pe Cruce Roșie și ne-am reunit cu traseul de creastă. Bun, recomandări? Că acum suntem ghizi, nu mai suntem... Da. Recomandări de ghid. Eu recomand să vină lumea cu schiurile de tură deja, da, asta, da, e prima recomandare. Da. Rest, oricum, vreme ca astăzi, rar prinzi, deci mare de nori deasupra vârfului. Zona vârfului, aici într-adevăr e ceață, dar sus, plafonul de nori e foarte sus și o vreme cum rar prins în Ciucaș, da. Da, au tot fost episoade din astea, când venea valul de nori, când după aceea se limpezea, dar cert este că aici plafonul stagnează și se pare că e destul de hotărât, adică nu se mai mișcă de pe loc, poate în zilele ce vor urma, dar din câte am văzut pe prognoză nu arată foarte bine nici săptămâna viitoare. Cert e că și din punct de vedere termic a fost destul de frig astăzi, pentru aproape jumătatea lui martie, da. Dar ce să faci, s-a dat totul peste cap, și lumea, și clima, și pământul, și da, ca și recomandări ale mele personale, atât ca și ghid, cum o să fie și Dobra foarte curând, dar și ca salvator montan, Doamne ajută, da, da. Examen greu, examen de schi, da, nu știe, da. Examen greu, da, și școală grea, dar se merită, fiindcă o școală bună. Vorbim despre școala de la GMR, pe care am făcut-o și eu, dar ca și salvator montan vă recomand un echipament corespunzător, fiindcă este mai bine să mergeți confortabil decât să stați cu stres că n-am bocan cum trebuie, că n-am colțar la mine, că n-am parazăpezi, și decât să riscăm, chiar și dacă e vreme bună atunci când plecăm de la cabană, pe care am avut-o și noi de dimineață, după cum observați, s-a și schimbat destul de radical, o pufoaică, o geacă, întotdeauna este binevenită, un rucsac comod, hidratare, mâncare și nu uitați întotdeauna, sunați la Salvamont, fiindcă nu vă vor oferi informații nebinevenite. Ba din potrivă, vă va spune și cum stau traseele și cum este starea zăpezii, iar ceea ce reprezintă din punct de vedere meteo sunt chestii pe care le aflăm cu toții pe net destul de repede, nu mai trebuie să mai dăm telefoane prin alte părți. Da, bun, cam asta a fost ieșirea noastră de astăzi, până la noua ediție Aventura TV, s-auzim și s-auziți numai de bine, așa cum o facem de fiecare dată, pe cărări, în speranța noastră, mult mai însorite. Toate bune!